de faptul că e tradus aproape. Eu nu știu dacă găsim, e mai ușor de găsit spații în care nu a fost tradus, dacă vor fi fiind. A fost tradus inclusiv în idiolecte, în graiuri, în, nici nu știu cum se cheamă astea, acelea care sunt bucăți de limbă, nu sunt limbi propriu-zise. Deci și acolo a fost tradus. Și dacă a fost tradus aproape peste tot, atunci fenomenul este atât de mare, în plus se adaugă corpusul de texte legendare, apocrife, școala Omar Khayyam, urmașii, plagiatorii, cum vreți să le spuneți. Toate acestea fac ca, de fapt, corpusul de texte Omar Khayyam să fie uriaș față de cele 805 pe care le-a selectat Gheorghe Iorga. Și atunci avem o problemă despre ce și cum discutăm și ce echivalăm și cât echivalăm. Așa că problema traducerii am anulat-o din start în discuția noastră, din motivele care le-am spus mai înainte. A doua chestiune care voiam să vă spun și am amintit-o mai înainte este poate că ar trebui să ne amintim de acea frumoasă teorie a japonezului, pentru că mai înainte s-a vorbit iarăși despre japonezi într-un mod foarte insinuant și subliminal. Hajime Nakamura, care vorbea de ariile culturale. Poate prin teoria arilor culturale să înțelegem mai multe. Poate să înțelegem că în spații total diferite și în condiții total diferite se pot întâmpla să apară imagini similare, probleme similare, teorii similare. Numai așa ne putem explica de ce la vreo 200 de ani după catrenele lui Omar Khayyam, un mare italian, care cu siguranță nu avea cum să-l citească pe Omar, pentru că îl chema Lorenzo il Magnifico, să scrie o chestiune care se chema Triunful de la Gioventù. Questa è la giovinezza che si sfugge tutta via. Chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Eu Omar Khayyam tradus în italiană. Asta n-are legătură nici cu traducere, nici cu imitație, nici măcar cu circulație. Difuziune, cum se cheamă în teoria comparatismului. Nu e nicio difuziune aici. N-avea cum. Omar apărea în Europa la 1859, cum s-a spus mai înainte. Și atunci, iarăși trecem mai departe. Dacă trecem mai departe, ne izbim de Gheorghe Iorga. Ca să înțelegem cum s-a făcut traducerea de față, în condițiile cum iarăși s-a spus și toți cei de aici, 200 de oameni, știți foarte bine, că în România putem numi cel puțin 5, dacă nu 6, traducători ante Gheorghe Iorga. Întâi mi-am propus să fac niște comparații între traducerile lor și traducerile lui, traducerea lui Iorga. Și am refuzat-o că e mai bine să nu o fac. Puteam să o fac foarte ușor, mă găseam cu vreo 2-3 chiar îi cunosc, vreo 2 aș publicat. Nu asta era problema. Problema că aceia erau, cum iarăși s-a spus, și nu cu răutate, nu cu ironie. Ei sunt traducători second hand, second, second hand, second, la treia hand, dacă se poate spune așa ceva. Nu e vina lor, că au tradus din franceză, din germană, cei din germană au tradus pe traducerea din engleză și așa mai departe. Și ei au făcut respectivele traduceri, căutând un lucru care, din păcate, ne-a pervertit pe toți cei de aici puțin mai bien âgés, cum ar spune francezul. Adică unii dintre noi chiar am receptat pe vremuri traducerile acelea și zice, cauză, sunau frumos din coadă. Adică erau într-o prozodie acceptabilă, te gâdelau frumos la ureche și când spunea chestia aia cu urciorul acela, cu gâtul, cu fetița, cu iubita, Doamne, și plângeau mulți pe lângă chestia aceea. Oare asta să fie totuși traduce? Nu, era o imagine, nu era lui Omar Khayyam aia. Al lui Omar Khayyam e imaginea care o găsim în catren, nu mai știu ce număr sau unul dintre ele, ale lui trase de Iorga. De ce? Pentru că Iorga a încercat să aducă cât mai aproape de noi spiritul aproape literal, nu acela literar. Dar ceilalți traducători, care nu le dau numele, pentru că e bine că au făcut ce au făcut. Dar, din păcate, bibliotecile din patria noastră, cu ghilimele, sunt pline de volumele alea. Dintre ale lui Iorga nu știu că e vorbit. Acolo, în toate bibliotecile, găsim traducerile cu pricina și toți se extaziază în fața unor traduceri care, repet, sunt cu totul altceva. Deci spuneam că a fost nevoie de un cărturar, de un erudit, de un om care s-a simțit în Persia ca acasă, ca într-un fel de paradis al cărților. Și apropo de paradis, iarăși bănuiesc că știți cu toții, dar cuvântul paradis este de origine persană. Nu știu dacă există vreun cuvânt mai frumos decât paradis. Și dacă paradisul vine din Persia și din limba persană, ea că merită, măcar și pentru asta, să ne amintim de Persia. Nu știu dacă de Iran. Cealaltă problemă care vreau să vă mai spun este că ocupându-mă de două ori de teza de doctorat a lui Gheorghe Iorga, odată ca referent împreună cu Vasile Spiridon și odată ca editor,
A rămas absolut impresionat total de uriașa bibliografie care există acolo. Bibliografia aceea arată câte sute, dacă nu cumva spre 1000, de volume a parcurs Gheorghe Iorga, ca să se poată apropia, și el nu-i mulțumit nici acum, sunt eu sigur, de ceea ce înseamnă fenomenul Omar Khayyam. În sfârșit, distanțarea de celelalte traducere am amintit-o și trec peste ea. Haideți să vă mai spun, dacă îmi dați voi câteva amintituri, și că eu am făcut cum m-a sfătuit Vasile Spiridon, am făcut o analiză, dacă vă citesc toată, stăm până la mezul nopții, dar avem treburi mai importante de făcut. Așa că vă spun doar pe bucățele. De partea tehnică nu mă ocup deloc, pentru că e partea leului, leul fiind o mare Iorga. În schimb, atrag atenția asupra titlului, care e și un titlu din studiul introductiv, dar și titlul cărții mai vechi, Un Arian, Umbra Moscheii. Asupra cuvântului arian. Noi avem, unii dintre noi, până și eu, înțelesuri pervertite pentru acest termen, plecând în primul rând de la propaganda nazistă. Pentru naziști, arian a însemnat altceva. Sau mai exact, au plecat probabil de unde trebuia și s-au dus unde au vrut ei și au plasat chestia în nordul Europei, că de acolo a venit arianismul. Dar termenul de arian are două puncte de plecare. Unul vine din Indiana, Avesta, și celălalt vine din Iraniana. Și mai este unul care nu știu chiar că știți, aici chiar vă încerc. Mai este un termen în limba tracă veche. În limba tracă, ce înseamnă în indiană și în iraniană știți cu toții. În sensul corect, ăla prim de dicționar al cuvântului arian. Dar în traca veche, și asta înseamnă că până și la veche daci, nu avem încotro, arian însemna proprietar de pământuri. Adică e strămoșul nobilului. Pe vremuri nu exista termenul de nobil, de aristocrat, de senior, de cavaler, de stăpân, dominus. Nu, exista arian. Deci arian are sensul care umple sintagma lui Iorga. Un arian în umbra moscheii. Am vrut să spun asta pentru că... și încă ceva. Arian se leagă de cuvântul Iran. Deci termenul țării Iran merită reținut în această discuție. Acum eu mi-am făcut aici 10 punctulețe și promit că am să fiu foarte organizat și rapid despre ceea ce înseamnă, i-am spus eu, imaginarul Omar Khayyam. 1. Percepția lumii în mișcare, creștere, descreștere, efemeritatea existenței, corelat cu continuitatea organică, cu acel transfer care este de-a dreptul siderant. Pământ, lut, corpuri celor morți, adică faimoasa imagine a urciorului. E această continuitate care te poate și speria. După aceea, sper să mai găsesc până am spus, constricția temporală. Timpul e prea puțin. Toți cei de aici o simțim grozav. Și să știți că de vreo 16 ani e și mai puțin. Deci timpul este tot mai puțin, dar la Omar Khayyam de pe atunci era puțin. Și dacă este atât de puțin, ce putem face? Să ne bucurăm de el cât avem. Uite cum ne bucurăm noi aici, așa care suntem astăzi aici. Apoi, următorul punct. Opoziția viață-moarte, care are un singur remediu. Dacă nu-l știți, nu-i târziu să-l aflați. Se cheamă plăcere. Se mai cheamă și endorfină. Căutați endorfine univers. Omar nu știa de endorfine, dar de plăcere știa tare bine. Unde le găsea el? Ehe. Le găsea în multe locuri. Dar e de reținut că cumva pe altă linie se mai chemau carpe diem, se chema filozofie hedonistă și toate celelalte chestiuni. Apoi o chestie care mie îmi place tare mult. Se cheamă apropierea de ființa iubită. Aici e un amendament pe care unii o să-l vreți, alții nu. Dacă e o singură ființă iubită, nu știu dacă e suficient. E bine să fie cât mai multe și mai des. Și la Omar Khayyam este o disjuncție. Ființa iubită și plăcerea bahică. Cele două mergeau mână în mână. De aici, o chestiune pe care eu am numit-o sărbătoresc. Sărbătorescul deja a devenit categorie estetică într-un anumit spațiu mai nou. Deci categoria sărbătorescului, care înseamnă vin, muzică, iubire, în sensul și. Da? Dar aici este asociat cu percepția diluției cosmice. Noi bem, dar ce bem și din ce bem? Bem din niște vase care cândva au fost oameni, cranii, și atenție, nu cu orice fel de oameni. În foarte multe catrene, am numărat, am găsit vreo 20 și m-au oprit, dar cred că sunt mai multe. E vorba de oameni tineri. Deci nu cranii din orice fel de cadavru, numai obligatoriu oameni tineri, și nu am putut să fac abstracție, să mi-l amintesc pe Voland, când a luat acel faimos craniu care într-o dată s-a schimbat, era craniul Betului Berlioz călcat de tramvai,
Acela s-a transformat, ochii erau tipsiți cu diamante, el era strălucitor, în el a pus vin nou proaspăt, care atunci țâșnea din vița de vie, din pământ. Voland a băut și a băut pentru ce? Într-un craniu mort. Pentru viață. Deci este o chestiune care prin diluție cosmică înseamnă viața eternă. Și asta se face numai prin vin. Asta pentru cei care au uitat treaba respectivă. Cei care au vin trăiesc tot timpul. După aceea, absurdul cosmic. O altă chestiune care am notat aici, care e asociată, ca să trecem mai repede, cu minciuna ideologiilor, inclusiv religioase. Rare ori găsești un creator atât de puternic lovit cum îl lovește Omar Khayyam, care îl face și dubios, și inconsecvent, și indiferent, și rău, încât de aici se poate bănui, cum bine scrie Iorga în studiul său introductiv, că de aici se poate naște sămânța ateismului. Deci e o pornire a liber cugetătorului și apoi a ateismului, care pleacă chiar din Omar Khayyam. Punctul 9. Arta de a trăi înțelept. Ce înseamnă a trăi înțelept? În afară de vin, poezie, iubire, mai înseamnă prieteni și colocvialitate. Vorbire cât mai multă și mai deșteaptă, nu de oricare. Nu vorbire proastă. În final, superioritatea spiritului. Transformarea, și aici e esența lui Omar Khayyam, transformarea clipei în eternitate. Dacă transform clipa în eternitate, ai găsit sămânța fericirii. Așa că toate astea le-am redus la două, după aceea, ca să mai pierdem timpul. Cele două sunt: totul este îndoială și incertitudine. Doi, totul este frumos dacă știi să iubești clipa. Ăsta este Omar Khayyam. Spuneam, și aici închei chiar dacă o să-mi dați voie, că am selectat, cât ca să nu se supere Joe Popa prea mult, dar el vorbește când vorbește și atunci nimeni nu-l trage de mânică. Am selectat câteva mostre în care Gheorghe Iorga nu este doar filolog. Deci, de regulă, Gheorghe Iorga este filolog care a vrut să ne-l aducă nouă pe Omar Khayyam, cum a simțit el că ar trebui să-l pricepem noi, europeni, români. Dar e o schimbare esențială față de vechiul Gheorghe Iorga, care a început să-și lucreze și poetic. Și așa că am găsit următoarele chestiuni. Mâine, din țărâna noastră, iarbă va mișii. Cine va priti? Să dăm o raită azi prin tinerețea mea. Asta e chiar frumos. Să dăm o raită azi prin tinerețea mea. Hop! De băut. E un vechi han ce se numește lume, unde al zilei și al nopții cal bălțați se aciuiază. Sau, ca mine a fost urciorul de acolo, o iubitoare ființă. Și atenție, aici vine o cezură, care nu este nicio traducere de anterioară, cezură, adică punct, nefericită. Asta este noutatea lui Omar Khayyam. El sparge imaginile, chiar dacă se pierde din punct de vedere prozodic și poetic, dar introduce o altă distanță de gândire, de privire, de perspectivă, cum vreți să-i spuneți. Olarul, craniile, ni le-a tot modelat. Carafa de vin, o Doamne, mi-ai spart-o, iar ușa bucuriei, o Doamne, în nas mi-ai gândit-o. Aici parcă mi-am gândește de implicațiile lui Gilgamesh în o rușinea pe Inanna Ishtar, spunându-i la ce, ca o proastă de ușă stricată ești în care ai uitat prea multe chei. Ca o sandală pe care ai tărit-o pe drum și s-a rupt. Ca un palat devastat de hoți, așa ești tu, mai crești dragostea mea. Sau, cosând corturile înțelepciunii, a căzut Khayyam în cuptorul tristeții. Și acum ultima care e pur la bombuș. Din sămânța deșertăciunii am încolțit. Sufletul mi l-am primenit în creuzetul tristeții. Nestatornic trecut am prin lume, ca vântul sau cuvântul, cum e Gheorghe? Cum e cu? Ca vântul sau cuvântul? I-am scris mărul și nu știu ce am scris. Țărâna oare mi-am strâns-o când? Ei, acest ultim catren mi-a amintit dintr-o dată și din toate părțile care am închit asta Stănescu de Dosoptei, de Miron Costin, de Cantemir, de Ilia de Rădulescu, de Eminescu, de Voiculescu, de Filipide, asta înseamnă, și mulți alții, asta înseamnă că, și cine? Așa, și potențial. Asta înseamnă ce? Mare cultură poetică, înseamnă distilare, înseamnă puterea de a aduce în spațiul românesc, pentru că totuși avem un Omar Khayyam în limba română, dar un Omar Khayyam distilat de acela care cunoaște de la Dosopei încoace fenomenul poeziei românești.
Și lasă-mi voi 20 secunde să vă citesc cel mai frumos catren care îmi place mie și care noaptea asta s-ar putea să-mi dea o idee. Gata eram auspicii în cartea vieții să caut, când cu smerenie fiu liber, dându-și unor pornire ascunse, un om îmi spuse. Fericit cel care, în însoțire cu o frumoasă ca luna, are înainte-i o noapte, cât angel. Eram cât de ce să fac infarct. Zic, să știi că o să spună ceea ce tocmai vreau eu să spun și vă spun chiar acum. Cred, și eu cred că dumneavoastră sunteți de acord, că ne aflăm, că am în această mână, cartea anului. Siguranță. Trebuie cântată. Și atunci... Sigur, revine quartetul Fagotissimo sau Trio Fagotissimo sau Duo Fagotissimo sau poate vine numai Toni Ionescu, directorul filarmonicii, pentru că el este chiar sufletul acestei instituții. Da? De data aceasta chiar e vorba de un quartet. O să auziți în prima parte domnule Adrian Cicu un dans al păpușii. Așadar, Nacho Herr Brown, The Doll Dance, Scott Joplin, Easy Winners. Thank you.
Permiteți acum să-i rog să rămână aici, în fața noastră, să rămână cu noi, ca într-o îmbrățișare spre sală, pentru că, sigur, ne apropiem de momentul, dinainte de momentul care nu va fi momentul final al serii. Sigur, și anul ușor-ușor se duce. Asta este. Noi îi adunăm doar anii. Vreau să mulțumesc tuturor celor care în acest an, au fost aici și fiind aici au însemnat enorm de mult pentru mine. Vreau să mulțumesc grupării, așa se numește ea de ceva timp, gruparea vitraliștilor, să le mulțumesc pentru că fac ceea ce fac, din pasiune, din iubire pentru cuvânt, pentru literatură, pentru artă. Să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, pentru că doar dumneavoastră înnobilați
spațiul acesta al centrului apostol al Bacăului, că sunteți ceea ce sunteți împreună și să nu uitați că sunteți ceea ce sunteți împreună. Într-un timp în care alienarea, străinarea e la ea acasă, din păcate, peste tot în această țară și poate că nu numai aici, trebuie să redescoperim să ne iubim, am mai spus asta și altă dată, să redescoperim să fim împreună și iubindu-ne, să vedem că există chiar acolo undeva, într-un colț ascuns al sufletului nostru, o lumină care încă este vie și care înseamnă și ar trebui să însemne mult, nu numai pentru noi, ar trebui să însemne mult și pentru ceilalți care vin după noi. Și nu în ultimul rând, să credem că nu trebuie să lăsăm analfabeții să ne ia înainte. Că nu trebuie să-i lăsăm pe cei care ne fac viața așa de urâtă. Că nu trebuie să-i lăsăm să avem... Noi suntem un popor creativ, am devenit un popor reactiv. Reacționăm doar din când în când la câte ceva. Pică un avion, schimbăm guvernul. Să mai întâmplă și alte nenorociri, să schimbă și iar se schimbă și iar se schimbă, iar viața noastră rămâne la fel, ternă, tristă. Nu. Trebuie să încercăm să nu-i lăsăm. Să nu-i lăsăm să-și facă vad pe aceștia, pe aceia, care nu înseamnă nimic și trebuie să nu însemne nimic pentru spațiul nostru, pentru sufletul nostru, pentru mintea noastră. Să-i reeducăm, dacă e cazul. Să-i readucem în zona bună a ființei, a umanului din noi. Aș vrea să mulțumesc în această seară, probabil că o va face și distinsul profesor Gheorghe Iorga, prietenul Gogu, imediat, dar aș vrea să mulțumesc unui om deosebit, unui om care încearcă să realizeze un grup important pentru ceea ce noi numim societatea civilă. O să mai auziți de noi, dar vreau să-i mulțumesc aici, public, lui Doru Simovici. Mulțumesc, Doru, pentru tot ceea ce faci, mai ales pentru ceea ce vei face de acum încolo. Avem nevoie de oameni care să-i adună pe ceilalți și care să îi pună în situația de a crede în ei, de a crede în puterea celor care cu mintea curată, cu sufletul curat, pot face această lume mai frumoasă. E bine, acum la final, permiteți-mi să dăruiesc prietenii și colegii mele Florina Găzaru de la un teatru despre care aș vrea să aud mult mai multe și mai frumoase lucruri. Ea nu este actriță doar aici, este o actriță importantă pe scena Teatrului Românesc, diploma și medalia aniversară. Sigur, mi-a luat-o înainte domnul profesor Constantin Bram, dar faptul că cineva a fost inspirat de ce s-a întâmplat la Teatrul Municipal Bacovia, nu are legătură cu George Bacovia, să știți, să ne înțelegem asupra acestui lucru. Eu tot timpul vin și adaug aceste lucruri, pentru că știu că mulți dintre noi nu știu că Teatrul Bacovia nu se numește George Bacovia. Ok? Ok. Bun, e bine, cineva s-a inspirat din acel spectacol și a creat o imagine, o imagine despre care a făcut vorbire domnul profesor Constantin Dram. Este o tânără care bate la ușile consacrării, nu se știe, într-o bună zi o vom vernisa, poate îi vom vernisa, poate aici, în acest spațiu, o frumoasă expoziție. Este un artist, este un artist vizual. Cred că este un artist care va avea foarte multe de spus și aș vrea să-i mulțumesc pentru acest joc, jocul sultanului cu mai puțin sultanul sau cu duhul. Pentru că pentru mine Gheorghe este un duh. Unul bun. Unul care îmi inspiră încredere, putere, forță. Sper să fie așa și pentru dumneavoastră. E bine, această frumoasă copilă se numește Alina Fuioagă și aș vrea să-i mânez și ei diploma și medalia aniversară. Bravo, Alina. Dar ce frumoasă te-ai făcut. Hop și tu.
cunosc de mică, domnule. Și florile bine meritate. Felicitări, Adi! E bine, dragii mei prieteni, vă mulțumesc că sunteți aici cu noi. Vă rog să rămâneți în continuare încă câteva minute cu noi. Pentru că îmi doresc foarte tare să fiți aici, pentru că cred că e firesc și normal să-l ascultăm acum la final pentru doar 30 de secunde. Pe cel care ne-a adunat în această seară, care ne face viața extraordinară, care e un deschizător de ceea ce nici noi nu gândim că poate fi. De lumi. De atâtea lumi, de atâta iubire. Înainte însă de a-i da cuvântul, de a ruga să spună, cum mi-am spus în cele 30 de secunde, mulțumesc domnule Constantin Dram că mi-ați mai lăsat ceva din timpul dumneavoastră de expunere. Am să îl rog să fie atent, să fie foarte, foarte, foarte atent. Pentru că lucrurile astea pe care ni le dăruiește El nouă, nu numai că nu sunt de aici de coleam, dar sunt atât de profunde încât trebuie să revenim asupra lor de multe, de multe, de multe ori. Să fii atent cum te joci cu lumea și cu noi. Dincolo de creație, dincolo de ceruri, tu cauți și tăblița de ceară și calama. Și paradisul și infernul. I-am împărtășit asta maestrului meu. În tine se găsesc toate. Calama cu paradisul, tăblița de ceară cu infernul. Gheorghe Iorga. O să încep abrupt. În sensul că vreau să reiterez și eu, ca toți băcăoanii, ca aceia care am fost miercuri la o lansare de carte excepțională a prietenului nostru Grigore Codrescu, o carte despre un mare poet băcăoan, Ion Tudor Iovian, și în care s-a vorbit foarte mult despre posibilitatea ca marele poet român Ovidiu Genaru să ia marele premiu de poezie Mihai Eminescu după o capacă mare. Am vrut să spun neapărat lucrul acesta în continuarea gândului lui Geo, că băcăoanii au multe valori și una dintre marile valori ale literaturii române este nu numai că este contemporan cu noi, dar este în sală cu noi, Ovidiu Genaru. Vreau să, dacă am face un clasament al tuturor seriilor de acest gen din istoria centrului George Apostu, eu o consider pe aceasta cea mai consistentă. Dacă se poate face o comparație, fie și la acest grad, cu toate seriile care au, mai ales cele consacrate spectacolului cărții. Îndrăznesc să spun că nu s-au spus atâtea lucruri mari, minunății unele dintre ele, ca în această seară, pornind de la cele două pretexte, cei doi mari poeți persani
aflați pe un fel de pe un balansoar al existenței poetice persane. Unul de la un capăt al poeziei persane, Omar Khayyam, cealaltă o mare poetă, pe care acum o consider cea mai mare poetă din lume, și nu Emily Dickinson sau Sylvia Plath sau altele. Și gândul acesta mi-a venit când am auzit-o recitând pe Florina Găzdaru, care a dat-o cu totul altă sintaxă poeziei lui Foruk Farrokhzad. Evident că dacă Foruk Farrokhzad n-ar fi fost o mare poetă, nu ar fi reușit actorii. Mi-a plăcut și Geo în rolul replicantului Florinei, pe o poezie. Dar Florina era mai... Mai frumoasă. Decât Geo. A fost sincer. Vreau să mulțumesc într-o ordine greu de stabilit, aleatorie, Quartetului Fagotissimo, pentru că muzica este totdeauna dincolo de mode și timp. Vreau să mulțumesc familiei mele, cum se obișnuiește în astfel de situații. Familiei mele de fete. Așa cum a remarcat Carmen, cele trei fete ale mele sunt aici în sală și vă rog să le aplaudați pentru că mă suportă lângă toți. Vreau să mulțumesc celor patru excepțional vorbitori care au fost niște vorbitori pe totul partea ta. Niște vorbitori și de aici mi-a venit ideea că a fost cea mai consistentă seară, pentru că cei patru vorbitori au vorbit conform, a spune, principiilor lor de viață și de studiu. Adică au vorbit pe formația lor, ca să spun așa. De aceea ei s-au completat foarte bine și au spus foarte multe adevăruri despre creația celor doi creatori. Vreau să mulțumesc de asemenea Alinei Fuioagă și tatălui și mamei ei, prietenul meu Adrian Fuioagă, pentru nemaipomenită idee de a face un astfel de afiș despre care deja s-a vorbit atât de mult și care în subsidiar spune niște lucruri interesante despre Geo și despre mine. Aviz celor ca la vine aici, purle cu conesere. Dar tu întotdeauna ești în partea de sus. Asta spune foarte multe despre noi. Deci este o chestie subiectivă. Vreau să mulțumesc de asemenea profesorul Gheorghe Neagu, dacă tot îl văd aici, îngândurat și cu mâna la falcă. Pentru că în momente de astea este bine să-ți aduci aminte de oamenii care cândva, dacă n-ar fi fost, tu ajungeai altceva sau n-ajungeai nimic. Felicitări! Vreau să mulțumesc presei și televiziunii locale, în special domnului Bălcetescu și iată redactorul șef al noii televiziuni literare, de când o visăm, Cornel Galba. Vreau să îi mulțumesc de asemenea, pentru că este aici, puțin mai în spate, domnului profesor Victor Mitocaru. Pentru că odată a trecut prin viața mea și a lăsat urme.
Vreau să mulțumesc de asemenea lui Doru Simovici și lui Mihai Turgure. Care, în afară de ceea ce a spus Geo despre spiritul lor civic, ei au înțeles foarte bine că Omar Khayyam, mai ales, dar și Poruc Farzod, trebuie sărbătoriți în spiritul lor după această seară culturală. Pentru aceasta le mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor mei, tuturor colegilor profesori de limba și literatura română, dar și de alte discipline. Și în special vreau să-l las la urmă, l-am lăsat la urmă pe cel de la care prin 1966, poate, 1967, adică în anul când murea marea poetă persană, ne-a vorbit și ne-a arătat o cărțulie cu rubaiatele lui Omar Khayyam. Era prima dată când aflam despre existența acestui poet, nebănuind că odată mă voi duce, că odată și odată mă voi duce în țara lui. Este vorba de poetul Gheorghe Chițimuș, dacă este. Traducerea cred că era lui Otto Stark. Cred. Era Vernil. Vreau să mulțumesc în mod deosebit, evident, prietenului meu, Joe Popa, care în această seară s-a întrecut pe el însuși și care împreună cu Florina Găzdaru au dat alte imagini unor poeți, cum spuneam, aflați pe balanzoarul poeziei persane. Tuturor vă mulțumesc și vă aștept. Nu așteptați încă, că nu se știe dacă vine la întâlnire. Am uitat pentru să... Nu mai puțin, scuze-mă. Am uitat să mulțumesc și celor care au redactat aceste cărți, care s-au chinuit îngrozitor de mult. Este vorba de prietenele mele, Marcela Munteanu, și de soțul ei, Adrian Munteanu. Notele și comentariile a redactat Sorana Munteanu, fiica lor. Și de asemenea îi mulțumesc pentru aceeași căldură cu care bate textele din limba persană prietenii mele Irina Roman și soțul ei. Și acum să fac o dezvăluire, cei doi care au făcut experimentul erau copiii ei. Deci ne dăm întâlnire cu Gogo în această seară, rămânem cu el în această seară. Mulțumesc! Cărțile sunt la... Stai pe loc, cărțile sunt la intrare, costă extraordinar de puțin. Chiar îi spuneam lui Gogo, Dumnezeu, cum Dumnezeu de asemenea cărți costă doar 25 de lei Faruk și 29 de lei Omar Khayyam? E bine că este așa, pentru că le puteți cumpăra și pentru că veți putea obține autografe de la Gogo în această seară. Acum, eu vreau să îi mulțumesc eu lui Gogo Iorga, lui Gheorghe Iorga, pentru tot ce face pentru acest centru, pentru Bacău, pentru cultura românească, să îi numesc aceste însemne ale zilei de astăzi, împreună cu buchetul de flori pe care va dărui Irina, și nu în ultimul rând, să urez cale foarte scurtă lui Ovidiu Genaru către 15 ianuarie. Vă mulțumesc tuturor!